Salutare, bine v-am găsit la Hero 7, o nouă serie pe care o începem. Avem un personaj, dacă ați mai jucat Heroes, este genul de joc care se joacă pe rânduri. Este un erou, are 12 santinele, 12 arcași cu arbaretă. Acesta este nivelul lui, level 1, cu 0 din 1000 puncte de experiență, Nuana 20 din 90. Might este atacul acestuia, de 3 este defensiva. Spirit, asta mărește capacitatea Heroes Mana Regeneration, de maximum per spirit, mana per spirit a day, nu știu ce. Magic este abilitatea forțelor, magiilor pe care le poate da. Damage pe care îl are eroul. Arcane Knowledge permite eroului să învețe curăci mai puternice. Movement este deplasarea eroului pe teren. Destinul este, se referă partea de noroc și leadership este partea de moral al trupelor în luptă. Bun, și începem jocul direct cu deplasarea eroului. Începem să adunăm. Thomas's banner proclaimed his noble blood. Se pare că avem niște trupe, dacă dăm click cu dreapta pe ele, putem să vedem că vor să ni se alăture și le vom accepta. Drept urmare, acum avem 18 santinele, în loc de 12. Avem aici niște aur. Continuăm deplasarea, luăm și acest piatră. Apropo, punctele de mișcare este acestea cu verde, avem 6 din 22 rămase. Aceste creaturi se vor lupta cu noi. Începem lupta. E destul de importantă partea asta de alegerea poziționării. Am pasat așa. Harpiurile acestea aurii sunt cele care atacă și practic permit adversarului să răspundă la atac. Creaturile inamice nu pot răspunde la atac și strike and return atacă și se întoarcă, adică atacă și zboară înapoi. Acestea doar atacă și se întoarcă. Vom ataca în tipe acestea. Nu le putem răspunde la atac. Apropo, ce mai e de remarcat la joc este inițiativa. Creaturile acestea au 30 inițiativă. Acestea au 25, iar ale noastre au 17, respectiv 11. Creaturile dau inițiativa în luptă. Inițiativa reprezintă cine atacă primul. Practic. Am omorât acele harpiuri primele pentru că ele nu încasează lovituri înapoi pentru atacurile care le oferă inamicilor. Drept urmare, era cel mai indicat să scăpăm de ele primele. Au atacat arcașii. Ne-au omorât, cred că un arcaș sau doi, n-am fost atent. Vrăj nu avem. Drept urmare, vom ataca normal, cu abilități normale. I-am omorât pe aia, complet. Și acum și pe ăștia. Și la final de joc am pierdut, cred că, un arcaș, am făcut 250 de puncte de experiență și am pierdut un arcaș. E destul de bine. Asta ne dă spirit, ne mărește practic mana regeneration, dacă am fost eu atent. Da, deci spirit increases heroes mana, 10 maxim mana per spirit. Plus 2 mana per spirit per end day. Aha. Deci face un fel de recuperare de mana de 6 pe zi, cred. Avem 3 spirite și reprezintă și multiplierul pentru mana. Deci avem 3, avem 10 mana. Imperial signpost ăsta nu știu ce ne face. Ok, nimic. Bun. Grajdurile când terminăm turnul, apăsăm pe asta Enter. Aici avem zilele săptămânii, suntem în ziua 2, avem un marcaj. La fiecare nouă săptămână se întâmplă câte un eveniment nou. Inclusiv trupele de pe hartă cresc în forță. Acestea ni se vor alătura. Deci am ajuns și avem 18 cu 17. Erau niște crossbow, niște arcași cu arparetă.
Bun, coborâm în jos. Coborâm în jos. We'll offer to join. Îi luăm, evident. Îi acceptăm. Uite, era aici niște aur ascuns. Puteai să-l ratezi dacă nu erai un pic atent. Aceștia se vor bate cu noi, ca și forță amenințare sunt low. Încep pe lupta. Bun, ne-am zis apropo de poziționare. E foarte importantă poziționarea, de exemplu. Observăm aici acest buștan care blochează două poziții. Asta înseamnă că trupele inamice vor încerca să ajungă cât mai aproape de arcașii mei ca să îi lovească, să le blocheze atacul de la distanță, fără lipsă de retaliere, fără capacitatea de a retalia. Drept urmare, trebuie să ne alegem o poziționare care să-i facă să ocolească cât mai mult pe hartă. Păi da, wait, cred că au... n-au inițiativa mai mare, au 15, e bine. Ia. Am 17 pe la santinele, asta e bine, voi ataca primul în ambele tărâri. Ne vom focusa pe aștia 18 de sunt atât de nici poate. Din cauza la leadership avem două atacuri, avem moralul foarte puternic. Am prins două atacuri pe arcașul respectiv. Acum o variantă de a lupta este de a iniția noi atacul. Dar voi face defend. Îi voi lăsa să apucă mai mult înainte să-i atac. Voi da un wait. Acum, după cum se poate vedea, săgeata este întreagă. Când este pe jumătate, din cauza distanței, primește o penalizare în atac, ceea ce înseamnă că nu vor da damage maxim. Ne focusăm pe ăștia 9. Am mori 2 din ei. Au fost cei mai puternici. Apropo, viața trupelor noastre e 3 din 14 acum. Moralul 29, noroc 1. Mișcarea, câte de mișcare are, inițiativa, atacul, defense-ul, 11. Astea sunt multiplicate și de abilitățile eroului de reținut. Nu avem vrăj. Ok, ne focusăm tot pe ăsta, care are cel mai multe unități acolo. O, 3 din ei. Acum toți sunt de putere egală. Ok. O singură dată, în mod normal, trupele răspund la atac, dacă nu au abilități speciale. Cine să dăm? Vom da în ăștia 5. Ori 3 din ei. Da, să dăm în ăștia. Ok, mai avem un atac. Nu le-am dat decât 2 ăstora. Ok, ne ocupăm de ei în ordinea asta. Omorâm 2. Omorâm 2 și aici. Ah, ne-am omorât un. Nu e problemă. Și la final am mai făcut niște experiență. Am pierdut 3 oameni, nu e rău. Luăm aurul, piatra, lemnul. Iar aici avem o mină care le dă 2 piatră pe zi. Perfect. Trupe care ne se vor alătura. Acesta e un pont pe care trebuie să-l reparăm. Am sărit un pic peste lungirea, peste animația respectivă. Le acceptăm trupele. Sunt, te văd, crossbow, perfect. Pe aici nu mai e nimic de vizitat. Bun, o să o luăm jos, aici încă nu avem destule resurse, ne trebuie 8 lemn și 4 piatră și 5 aur. Sunt bandiți în zona asta. While searching for wood to mend the bridge, Thomas is not. Avem niște bandiți aici care trebuie să luăm. Am luat plus 2 defense. Pe aici nimic. Te învățăm niște vrăși. Tot
acum s-a învățat noi vrăji. Apropo, mana este aceasta, e la maxim deja, n-am urmărit creșterea pe zi. Deci o să luăm plus 9 la Might. Perfect. Ei, și acum avem opțiunea să ne ducem către bandiți. Nu știu cum avem trupe care să ne se alăture pe aici pe traseu, dar... mergem că trei să ne batem. Există opțiunea de quick combat, în general este un pic de dezavantajul unei lupte normale. Ia să ne alegem. Cam așa. Cred că au și arcaș. Aceștia doi primit de sus sunt arcaș. Vor avea inițiativa mai mare decât au primit că atacă primit. De obicei, eu, dacă are inițiativa mai mare pe trupele sale, arcaș atacă. Nu alege niciodată opțiunea de a aștepta. Ai opțiunea de a aștepta, de a te mișca și a ataca, de a ataca direct de pe loc de poziția de pe care trebuie sau de a te apăra. Ne vom focusa pe arcaș. Mai dau un defense pentru trupele noastre. Ok, am vrea trupele dintre arcaș și am dat cum s-a păcit. Cel rănin prea m-a dat damage. Ia să-i dăm Stormy Arrows. După ce se atacă. Avem și bonus de noroc. I-am luat toți 6 de foc. Perfect. Atacăm. Mai avem puncte de mana. Și vom ataca și cu santinelele. Asta o să le blocheze abilitatea de atacare la distanță, poziționare de bine. Mai sunt doar 3 dintre ei. Le omorât. Și cu asta am scăpat de ei. The bandits were no match for Thomas and his. Și am obținut plus 2 la leadership. Just complete the quest in Justice Zone. Ei, și putem alege un nou skill acum. Prime Magic. Makes prime spells more effective, increases hero's arcane damage by 1. Makes light spells more effective, light magic spells. Ok. Poziția se jucă pe aur, hero warfare, înseamnă de pe 2. Warcry este un hero, chiar nici tot warcry sunt mai însă, more position. Fire. Dungeon. Increases hero. Asta nu e rău. Acum sunt și de fapt acum ne plinte de toți.
hai să aducem aici aur. Experiență sau... respect sau nu. Alegem poziționarea asta. Să atace ei tot ei primi. E aici e bine să fie un defens pentru PC. Asta plus 5 arcane knowledge, the hero has 75% sense to learn cast. Spell cast by enemy heroes during combat. Ok, și plus 30% maxim mana. Asta e perfect, avem deja 30. Ok. Luăm și această piatră. Ah, nu mai avem multe. Și suntem în ziua 7-a săptămânii. Să vedem aici jos ce avem. Niște aur. Hai să facem și noi un prim save. Ok, save game. Heaven. Campaign 1-1. Construct
For the first time in his privileged life, Thomas's chest. Să luăm acela oricum, cum s-a putut. Cred că va veni după noi. Da. Acesta rău, dar nu știu cum să facă. Și să ne alegem acum o poziționare ideală. Avem destul de multe trupe. Suntem așa. Are și el sentinele și crossbow. Who are you to block the Falcon Road? Noi avem asta. This is in go back, boy. The borderlands are no place for pups. Was it you who broke the bridge? Run back to your mother, boy. She'd hate to see what I do to your pretty face. This is our land. It is I who will not. Attack el primul, cred că are inițiativa mai mare din trupele sale. 36. 13 la marksman și legionari 19. Oh. Noi avem santinele, s-ar putea să fie varianta împrunțezită acestora 10-16. 14-16. I-am putea să dăm Storm Arrows. Santinele, dar acum aveam și eu ceva. Minus 10, minus 20 pentru moartea cineva. Ok, avem superioritate la mă gândeam acum dacă să dau un defense sau să atac. Și avem doar 0 din 30 mana. Și gata. Asta a fost. Cum am scăpat cu unul? Morala ridicată și i-a putut să facem doar
lost his mettle while winning a battle against a knight of his duchy's oldest rival. Border disputes between duchies were common and considered the Griffin flag. Okay. Înainte să alerg acolo, o să merg, ia să vedem pe aici. Modest fight. Cum aduna resursele astea pe socul meu, cum aduna pe aici. Mai suntem la și cu ăștia. Stark. Le are practic de mana, dar are 10 mana cel mult. E aici, nu prea avem tereo, așa ce am dat. Oricum, experiența e bună atât timp când nu pierdem trupe. Cheltuim 5.000 ca să învățăm. Am învățat Affinity. Ia să vedem unde vedem noi. Sper că e un council table. Quest, game menu. Deci care n-a dat un sister? Magic of the Nemorin tomorrow.
mana. Și ne batem cu ăștia. Cred că sunt doar range troops. Au un cerb, dar mai cerb. Toți și-au dat bait. Și are și mult mai spune 6. Da, s-a trebuit. S-a trebuit. Cerful ăsta. Marcus, pe viață, cerful ăla. Mamă. Păi, cred că dau lantern ca să mai luptăm o dată. Star să mori ca un fumetor crafter în capă. Gata, am recrutat o dată. Și mai face rost de trupe aici jos. Pe care le acceptăm. Au, de ce de avea? Apot, apuți, nu știu pe ăștia. Au range retaliation și aura of cleansing. Nebrain friendly. Deci eu spun 4 defense and user and negative magic effect asta pe vârta. Mișto. Da, luăm experiență și am mai făcut un level up. Cred că voi lua... Era o variantă aici, dar nu mai știu care. Diplomacy. 10% higher chance when neutral armies offer to join the hero. Nu era asta. Ia și aici, arcane knowledge plus 5 hero has 7% dar nu știu ce. Plus 2 magic, plus 2 spirit. All friendly heroes in this town's area of control gain 3% more experience.
neighboring friendly creatures get plus one defense. Asta nu e deja luat. Pare pe partea cealaltă. Luăm din nou experiență. Aici avem un castel modest, putea să-l luăm. Garnizoana. We'll offer to join. Nu știu dacă să-i batem. Am putea să mai dăm aici un nou save. Campania 1, jocul 1, a doua încercare. Suntem aproape de finalul săptămânii. Încercăm să mergem spre castel. 50-99. Mai avem trupe pe aici care ne se alătură? Da. Încercăm să ne deplasăm către stables-ul ăla și facem turul regatului și apoi atacăm castelul. All creatures are not construct and then get plus 2 attack or defense. Și alegem să facem recruit creatures from caravan outpost. Nu avem. Acceptăm trupe noi. Am învățat și noi vrăji. Siana's Bounty. Tier 1 Spell Adventure Cast. Double the production rate of target Somir. Fire damage to one random enemy target at the beginning of the next combat.
Deci o luăm înspre aia. Îi acceptăm. Ăștia nu se vor alătura. We'll offer to join. Îi acceptăm și pe ăștia. Și uite, ăștia ne-am făcut o armată care fretuie deja low acolo. A passage between surface and underground. Ne ducem să luăm castelul. Deja suntem destul de puternici acum. Avem 157-147. Cred că putem să-i batem. Dăm nou save aici de siguranță. Și începem lupta cu Mateus. Ok, avem mai multe trupe acum și atacăm un castel. Legionari, marksman. You were lucky once, pup. I'll grant you that. But know this, these war- Griffin Wolves? Warhagen has been wolf for over 4 centuries. I'll drag you through its streets in chains before nightfall. If your duke wants to ever see you again, then he'd best send enough gold to pay- Boy, you could not scratch these walls, let alone my heart. Ready the catapult! Okay. Let's see what bridge we have. Combat spells, adventure spells. Combat spells, dăm storm arrows. Wait on it. Încercăm să le dăm jos artileria. Bro, și putem să dăm storm arrows și pe ăștia. Cinci.
ajunge la țintă de ce? Plus 6. Mor 4. Oho. Gata artileria lor. Sunt cam terminați. Vom da Storm Arrows și pe preoții ăștia. Să omor pe ăștia din ușă mai repede. Cu asta a fost, omul ajunge în castel. Am ceva pierderi. Rău, nu mai avem mana. Deci, 2 de acolo. A, nu? Ok. Am reușit să-i omor mame acum. S-a adunat cu artileria lor. Nu mai au ranged. Tura următoare vor fi învinși. Wow, au omorât 20 cu foc. Și are și double moral. I-am urât în tura respectivă. Și la castel. Plus 4.000 experiență. Da, pierdut 22 sanguinile, 15 legionari și un marksman. Și cine e acest erou care aleargă către castel? Tell me you didn't just send Lord Mateus to the dungeon. Excuse me. Who are you to address me in that way? Emeril Redshield at your service, my lord. Your uncle, Lord Conrad, has sent me with a warning. A Griffin army has crossed the border and is 3 weeks out. So the Griffin has declared war? No. You declared war on the Griffin. Over what? Your father sent you to repair the roads. They destroyed a bridge and invaded one of my cities. How many men have they sent? I'm going out to meet them. You are staying here. Your uncle orders you to use the time to prepare the defenses. This incident can still be contained if you remain the only culprit. Lord Conrad cannot be implicated in any way. There is Star Silver in a mine to the south. You can use...
acesta este castelul nostru fabulos. Hai să vedem ce putem să facem. Village Hall. Fortification level 1, fortification level 2. Putem să mai construim ceva de trupe. Nu 10. Nu sunt familiar încă cu modul ăsta de Dragon Cage Creatures. Build structures, mai putem construi încă una? Păi deja am construit una. Cannot build more in this town today. Warfare units, heaven ballista. Am luat. Ok. Trade resources, no. Magic guild. Sau vrăși noi. Hero defense, leadership for next combat. Target creature cannot be targeted by range attacks. Yes, nu știu ce. Deal slight damage to target enemy. Time initiative. Ok. Down defenses. Face acum să shooting range. Ok, justice for all. Kill the falcon. Era la un dat o opțiune de upgrade trupe. Interesantă harta asta. Deci avem așa structure, nu? Creatures. Warfare unit, trade, magic guild. Hai să ne ocupăm de partea de skill-uri. Hero does not spend movement, pick up resources, access buildings and other support. Your heroes move 10% faster in this town area, control of moving more land. Bun. Dar nu mi-e foarte clar un lucru, și anume split with stack, marksman, crossbow. De unde putem face upgrade-ul trupelor?
crossbow și santinele. Aha. Ok, hai să mergem sus. Și să ne bate și cu acești grifoni. Hai să ne bate. Da, apăr acolo, obiectiv. Ne așezăm trupele cât mai bine. Să începem lupta cu acești grifoni, care văd că au primit inițiativa de a se deplasa. Time control. Increases initiative target initial by 5 or increases initiative target. Nu e să mări. Și aici. Și o 31, deci e waste. Ok, dăm un wait. Vă simțit doar că nu știu. Și am omorât. Bun, victorie. Regal armor. Doi defense plus 5 leadership. Și înainte să trecem la ziua următoare, am vizitat obiectivul ăsta. Ok, cam asta a fost momentan. Ne vom opri aici cu primul episod. Dacă vă place seria, să dați un like și ne mai auzim cu episoade din seria următoare. Mersi și la revedere!